strada Egnatia, coborând pe strada Aristotel, ajungem în piața cu același nume și, de aici, pe faleză. Bineînțeles, în piață îl găsim și pe celebrul filozof. Alături de el, studiind și aprofundându-i învățăturile, una din discipolele sale contemporane. Faleza reprezintă, pentru promenadă, cea mai atractivă zonă. Plecând din portul de pasageri și până dincolo de turnul alb, călătorul pășește între două lumi distincte. Pe de o parte, șoseaua prin care circulă mașinile aproape fără întrerupere, pe de alta, marea, ușor agitată, survolată de pescărușii aflați în căutarea hranei. Pe de o parte, agitația străzii, pe de alta, invitația mării la reverie. Turnul alb, monument simbol, a fost cândva cel mai sudic turn al fortificațiilor orașului. Construit spre sfârșitul secolului al XV-lea de către cuceritorii turci, a înlocuit un altul, mai vechi, bizantin. Prin secolul XIX a fost folosit pentru cei condamnați la închisoare pe viață. Găzduiește acum o expoziție permanentă a istoriei Salonicului. Trecând de turnul alb, atingeți un alt reper turistic notabil al cetății, impunătorul monument al lui Alexandru cel Mare. În zonă, turiști plimbându-se sau relaxându-se, scrutând depărtările mării și, iată, și celebrele lacăte ale iubirii veșnice. Din imediată apropiere, câteva corăbii fac curse regulate cu cei care doresc să se identifice, măcar pentru o jumătate de oră, cu pirații de odinioară. Arabela, istorie și mit. Oh, mi se împăinjenesc ochii de cât am scrutat depărtările. Chiar în fața mea, parcul, cu aleile sale rocoroase și interesante grupuri statuare. Continuând plimbarea de-a lungul falezei, dăm de o lucrare artistică bine cunoscută din Salonic, umbrelele înclinate, aflate într-o vecinătate simbiotică cu o inedită fântână artesiană, grup care, am bănuit noi, abia la lăsarea întunericului își dezvăluie adevăratele virtuți de frumusețe. Mi-ar fi fost imposibil să ignor statuia ce îl reprezintă pe Constantinos Karamanlis, importantă figură politică, de două ori președinte și în patru dăți prim-ministru al Greciei. Traversând parcul, se zărește, de departe, turnul Ote.
îndreptându-ne apoi spre Muzeul de Arheologie, ne-a ținut calea regele Filip al II-lea, tatăl lui Alexandru cel Mare. Muzeul de Arheologie găzduiește expoziții temporare și permanente care prezintă evoluția Macedoniei începând din preistorie și până în Antichitatea târzie. După atâta încărcătură istorică, ce bun și reconfortant poate fi un cappuccino! Fântâna Hamidie o găsim la intersecția străzilor Egnatia și Ethnikis Aminis. Construită în anul 1889, a fost donată de către sultanul Abdul Hamid orașului Salonic. De la această fântână se adăpau și caii care trăgeau, în epocă, tramvaiul pe strada Egnatia. Conform panoului, în partea de nord a străzii se află campusul universitar. Construit în anul 1887, campusul găzduiește acum Facultatea de Filozofie. Revenind pe strada Egnatia, remarcăm, de la distanță, frumoasa arhitectură bizantină a Bisericii Panagia Dexia. Dar privirile ne sunt apoi acaparate de impunătorul arc al lui Galerius, 250-311 după Hristos, cu basoreliefurile reprezentând scene de luptă și celebrând victoria contra perșilor în războiul din anul 305. Urmând apoi Aleea Pietruită, ajungem la un alt reper istoric important, Rotunda. Construit în anul 306, părerile sunt împărțite în ce privește destinația inițială a edificiului, templu dedicat lui Zeus sau mausoleu pentru împăratul Galerius. Începând cu a doua jumătate a secolului al IV-lea și până la începutul secolului al VI-lea, Rotunda a funcționat ca biserică creștină, pentru ca apoi, după cucerirea otomană, până în anul 1590-1591, să fie transformată în moschee. Din anul 1912, Rotunda a redevenit biserică creștină, fiind dedicată, începând cu anul 1914, Sfântului Gheorghe. Revenind pe Egnatia, nu după mulți pași, am ajuns în piața Dicastirion, acum Agora Antică, unde, încă de la început, ne-a reținut atenția statuia lui Eleftherios Venizelos, revoluționar elen și important om politic de la începutul secolului al XX-lea. Fiind în zonă, am vizitat rapid și Biserica Panagia Calcheon, Maica Domnului a Căzănarilor, unde am remarcat un foarte frumos mozaic. Trecând de monumentul omului politic și traversând Agora Antică, am ajuns la Forumul Roman.
Renovat în partea a doua a secolului al doilea, forumul, format din două etaje, avea două băi romane și un mic teatru. Urcând pantele câtorva străduțe, am ajuns la Biserica Sfântul Dumitru. Prima construcție a fost ridicată pe ruinele unor băi romane, exact pe locul în care a fost martirizat în anul 303 Dumitru, un înalt demnitar militar roman. Sfântul Dumitru a devenit ocrotitorul orașului Salonic. Ca și rotunda, biserica a fost transformată în moschee în timpul ocupației otomane, recâștigându-și statutul inițial în anul 1912, în timpul primului război balcanic. Continuându-ne drumul prin partea de sus a orașului, am dat de o frumoasă biserică bizantină, Pamegisti Taxiarhes. Construită în secolul al XIV-lea, biserica a trecut la rândul ei prin transformările dominației otomane, redevenind creștină în anul 1912. A urmat un urcuș obositor prin orașul vechi. Străzi înguste, case cu balcoane ce amintesc unele de stilul fanariot, flori și copaci și soare. Se vede, în fine, turnul fortăreață Trigonion. Acropola, dominată de celebrul turn, este vizibilă de la mare distanță și reprezintă un adevărat magnet pentru turiștii dornici de cunoaștere. Turnul face parte dintr-un vast sistem de apărare construit de autoritățile turce după ocuparea Salonicului în anul 1430. Mai este numit și balconul Salonicului, deoarece, de aici, se obține o minunată perspectivă asupra orașului și a mării. Din aceeași perspectivă, în partea stângă, se remarcă frumoasa arhitectură a Bisericii Sfântul Ilie. Urmând drumul de întoarcere pe lângă zidurile cetății, am ajuns la Mănăstirea Vladaton. Este singura biserică bizantină care s-a păstrat până în prezent. Începând din anul 1988, se află pe lista UNESCO a Patrimoniului Universal. La vale, parcă este mai ușor drumul. Rătăcind pe străzile orașului vechi, am dat peste casa în care s-a născut Mustafa Kemal Atatürk. Era un dute vino pe poarta de acces în curte. Pe un panou ne este prezentat istoricul casei și al familiei marelui om de stat. Mustafa Kemal la masă, în bucătărie, și mama sa.
colaj de fotografii reprezentându-l pe Mustafa Kemal Atatürk în diferite ipostaze. Copac plantat de Ali Riza Efendi, tatălui Mustafa Kemal. În copilărie, micul Kemal obișnuia să se joace sub acest copac. Majoritatea vizitatorilor, de etnie turcă, se fotografiau cu mândrie pe terasa casei, alături de drapelul național. Pornărind prin zona centrală, am dat peste bazarul Bezesteni. Construit în secolul al XV-lea, la ordinul sultanului Bayezid al II-lea, este considerat cel mai frumos bazar din Balcani. În prezent, este specializat pe textile și bijuterii. O altă biserică aflată în patrimoniul mondial UNESCO este Hagia Sophia. A fost construită în secolul al VII-lea după modelul Hagiei Sophia din Constantinopole, actualul Istanbul. Ca și celelalte biserici din Salonic, și Hagia Sophia a traversat secolele tumultuoase, cunoscând transformări importante, revenind însă la religia mamă în anul 1912. În epoca iconoclastă, absida bisericii a fost împodobită cu mozaicuri de aur cu o singură cruce mare. Crucea a fost înlocuită cu imaginea Theotokos, purtătoarea de Dumnezeu sau Maria, în anul 787-797. Mozaicul din cupolă reprezintă acum înălțarea Domnului cu inscripția din Fapte 1:11: Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Cupola este înconjurată de figurile celor 12 apostoli, a Mariei și a doi îngeri. Afară, în dreptul unui grup statuar, nepăsători la un semen de-al lor, porumbei șculec de pe jos hrana oferită cu dărnicie de turiști. Pe Ignatia, într-o zonă bine protejată, am remarcat ruinele unei fântâni monumentale. A fost construită, probabil, din secolul al IV-lea, din materiale recuperate din clădiri romane mai vechi. Patru coloane cu motive florale susțineau o arcadă pe marginea unui bazin de forma unei jumătăți de hexagon. Asta trebuie să fi fost fântâna monumentală în vremea ei de glorie. Inaugurat în anul 2000,
Muzeul Războiului din Salonic prezintă, cu precădere, evenimentele care au marcat istoria Greciei de la începutul secolului al XX-lea și până după cel de-al doilea război mondial. Sunt impresionante scenele reprezentând militari, personal auxiliar și sau civili în acțiune. Lila Craiani, lider al rezistenței grecești în cel de-al doilea război mondial. A fost torturată și executată în anul 1944 de către naziști în lagărul de concentrare Haidari din Atena. Nu sunt neglijate nici evenimentele de la 1821. Ele fiind reflectate prin documente, desene, arme, etc. De asemenea, războaiele balcanice, în urma cărora grecii și-au obținut independența de sub dominația otomană, sunt bine reprezentate.